seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Discutăm despre energie termică în prima parte a emisiunii. Vom discuta despre trafic și transport în comun în a doua parte a emisiunii. Prețul energiei termice. Începem emisiunea din această seară despre acest aspect interesant pentru foarte multă lume, pentru că suntem deja în sezon rece. Veolia Energie a început furnizarea energiei termice încă de la începutul lunii octombrie. Discutăm cu Ana Maria Icătoiu, director comercial și de comunicare Veolia Energie Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Vă propun să discutăm, așa cum spuneam mai întâi, despre prețul energiei termice. Sunt 3 ani, pe 12 noiembrie, 3 ani de când concesionarea serviciului de energie termică a fost făcut către Dalkia inițial, apoi Veolia Energie acum. Vom discuta și despre ce s-a întâmplat în acești 3 ani, dar îmi amintesc că la început, în urmă cu 3 ani, a fost o emisiune chiar și la Vocile Iașului, în care s-a vorbit despre modul în care vor evolua prețurile la energie termică și în acel grafic era o scădere la un moment dat. Sigur, nu chiar în primii 3 ani, dar la un moment dat era o scădere. Ce putem spune acum despre evoluția prețului? Așa este, în contractul de delegare a serviciului public semnat cu Primăria Municipiului Iași cuprinde o anexă privitoare la evoluția prețului, evoluția tarifului la energia termică. Acest contract cuprinde în mod foarte clar o formulă de ajustare a tarifului la energia termică. Modul prin care municipalitatea a înțeles să securizeze până la urmă tariful pe care îl vor plăti ieșenii este cât se poate de eficient. De ce spun asta? Dacă în majoritatea orașelor din România unde există sisteme centralizate de termoficare, operatorilor li se recunosc absolut toate cheltuielile pe care le au, inclusiv pierderile pe rețele și financiare. La Iași nu este cazul. Formula de ajustare a tarifului, pe care operatorul are dreptul să o ceară aplicată o dată pe an, o dată la 12 luni, nu recunoaște ca variabile decât combustibilul și inflația, adică singurele elemente pe care operatorul în mod direct, prin propria activitate, nu le poate influența. Niciun operator, oricum s-ar numi el, nu poate influența prețul cărbunelui sau al gazului natural și nici inflația. În cei 3 ani de contract a existat o singură ajustare a tarifului la energie termică, deși, repet, noi am fi putut să cerem aplicarea acestei formule de mai multe ori. În acest an, în luna aprilie, tariful la energie termică a crescut cu 5,5%, tariful nesubvenționat, tariful total. Pentru nu că cel care plătește populația. Ieșenii din decembrie 2011 plătesc același preț pentru gigacalorie, 265 de lei cu TVA, care nu se schimbă nici în iarna aceasta, nici anul viitor. 5,5% reprezintă, dacă e să privim lucrurile teoretic, o scădere a tarifului. De ce spun asta? Inflația pe ultimii 3 ani a fost de 8,1%. Această evoluție cu 5,5% nu acoperă nici măcar inflația. Atât timp cât combustibilul este cumpărat și adus în depozitele de la centrala de producție de la Holboca încă din luna octombrie, în intervalul iulie-octombrie, cu livrări săptămânale, iar licitația pentru achiziție se face la nivel global de grupul Veolia pentru toate centralele de producție ce folosesc cărbune, atât timp cât schema de funcționare a fost adaptată în așa fel încât să nu consumăm mai mult combustibil decât este necesar, atât timp cât se investesc sume importante în eficientizarea echipamentelor de producție, dar mai ales pe rețelele de termoficare pentru a înlocui acele tronsoane care au o vechime îndelungată și care au fost identificate după probele de presiune făcute de noi la ieșirea din iarnă ca fiind puncte sensibile, am reușit în acest mod să ținem sub control prețul energiei termice în ultimii 3 ani, ceea ce nu s-a întâmplat în alte orașe. V-am întrebat acest lucru pentru că, pe de o parte, este specificat în contract și voiam să clarificăm lucrul ăsta de la bun început. Pe de altă parte, ați amintit chiar despre combustibil și despre inflație. Sigur. Niciun alt la cost mondial nu ne este recunoscut în tarif. Investițiile nu sunt integrate în tarif. La fel, costurile pe care le avem cu materia primă, cu celelalte elemente, materiale, utilaje pe care le avem. Numai cele două elemente pe care noi, în mod direct, prin propria activitate, prin creșterea de eficiență, nu le putem influența în mod direct. Cum influențează în plus inflația și combustibilul, având în vedere că la nivel mondial petrolul cel puțin a scăzut foarte mult, iar inflația, spun guvernul, nu mai știu care, oricare ar fi el, chiar și cei de la Banca Națională au spus că este pe minus.
Eu vă vorbesc de ajustarea care a avut loc în luna aprilie 2015, a inflația pe 2012, 2013, 2014 și începutul acestui an a fost de 8,1%. Ajustarea de tarif a fost de doar 5,5%. Ne putem gândi că dacă inflația ar fi fost zero pe acești primi 3 ani de contract, am fi avut o scădere de tarif de aproape 3%, fiindcă am fi aplicat în mod concret, cu elemente factuale, cu facturi, formula de ajustare a tarifului. Sigur, ceea ce ne propunem noi și am început deja să facem asta și în anii următori vom continua, este să câștigăm cât mai mulți clienți, să recâștigăm pe de-o parte apartamente pierdute în anii trecuți, fiindcă au ales dintr-un motiv sau altul soluții individuale de încălzire și să racordăm clădiri cât mai mari și cât mai multe în sistemul centralizat. În momentul în care lucru vom avea... pe care am văzut că l-ați făcut. Am reușit până în momentul de față, putem să spunem, în ciuda dificultăților cu care ne-am confruntat la început, din punct de vedere al percepției pe care publicul larg îl avea față de sistemul centralizat de termoficare, ne aducem aminte, în 2009-2010, căldura se pornea la Iași undeva după data de 1 decembrie pentru că nu erau bani de combustibil. Siguranța aceasta pe care noi am reușit să o transmitem clienților noștri când au văzut că încă din iulie încep să vină vagoanele cu cărbune, când au văzut că nu mai există acele avarii care cauzează oprirea furnizării apei calde și a căldurii pentru cartiere întregi de câteva zile, atunci când apar, ele oricum sunt soluționate în maxim 10-12 ore de echipele noastre. Toată această acțiune pe care noi am considerat-o vitală de a comunica cu ieșenii cât mai aproape de casa lor, în orice moment, inclusiv prin mijloacele de comunicare non-stop, telefonic, e-mail sau chiar online mai recent, pe care le-am pus la dispoziția lor, ne-au ajutat să câștigăm încet, încet, să începem să recâștigăm acea credibilitate pe care termoficarea centralizată o avea la un moment dat, pentru că este greu de înțeles din multe puncte de vedere de ce în toate țările Uniunii Europene sistemul centralizat cu funcționare eficientă în cogenerare, așa cum este la Iași, este considerat soluția optimă pentru aglomerările urbane, pentru marile orașe și în România în ultimii ani, din păcate, s-a întâmplat cu totul altfel. Am văzut în această toamnă știri, materiale, reportaje îngrijorătoare legate de București, legate de Galați, legate de Suceava. Deci în România nu pare a fi neapărat o soluție îmbrățișată de marile orașe. Cred că, la Iași, cred că este genul de reportaje pe care le vedeam situația. În 2010-2011 despre Iași. Și eu, lucrând de 12 ani în termoficare centralizată, vedeam reportajele respective despre Iași. Se vorbea foarte des, ținând cont că este un oraș mare, principalul oraș din regiunea de nord-est și existau aceste probleme. Era, la un moment dat, chiar tradițional ca de ziua națională să se pornească căldura la Iași, din păcate. Sigur că nu a fost ușor să spargem această barieră care exista din partea publicului larg, percepția, a autorităților și a mijloacelor media, de altfel, percepția legată publicului de termoficarea centralizată. Și fiindcă vorbeam de racordarea de noi clienți, a fost foarte dificil la început să-i convingem pe primii, pentru că de fiecare dată când te duceai la un client pe care doreai să-l racordezi, căruia îi făceai o ofertă de racordare, primul lucru pe care îl primeai ca întrebare era: unde ați mai făcut, pe cine ați mai racordat la sistemul centralizat, ca să mergem acolo să ne întrebăm dacă este mulțumit de voi. Și după ce am reușit să prindem în sistem primele 2-3 hoteluri, clădiri foarte mari, ne-a fost mai simplu, dacă pot să spun așa, deși niciodată nu este ușor să treci peste 10-15 ani de lipsă de eficiență într-un serviciu public, să abordăm discuțiile cu clienții pe care vrem să-i racordăm, în condițiile în care, până la urmă, dovedind cu fapte, cu cifre concrete și cu investiții care se văd și a căror eficiență se simte deja, numai așa poți să devii credibil. Sigur, în 2012, chiar înainte, cu o lună înainte să intre în vigoare contractul de concesiune, noi am organizat o conferință în cadrul căreia am prezentat principiile generale ale contractului publicului larg, atât autorităților locale și centrale, evident, pentru că e normal să fie informați despre ele, cât și reprezentanților clienților noștri. Și vorbim și despre asociațiile de proprietari, dar și despre instituții publice sau firme private care erau la momentul respectiv și sunt în continuare racordate la sistemul centralizat și în mijloacelor media. Și ne-am făcut un obicei și mi se pare un gest normal de transparență și până la urmă de responsabilitate din partea unui operator de serviciu public, an de an, în momentul în care până la urmă trage linie și vede ce a făcut în ultimele 12 luni, să iasă public și să spună: asta ne-am propus de la început, asta am reușit să realizăm, asta ne propunem pe viitor. Cred că aceasta a fost și este în continuare, din păcate, greșeala pe care o fac mulți operatori de servicii publice, faptul că în momentul în care fac ceva bun, nu comunică lucrul acesta și nu se aude presă de
exemplu, decât despre lucrurile rele ce înconjoară serviciile publice. Nu vorbesc doar de termoficare centralizată. Sigur că da, bineînțeles, dar dacă există exemple pozitive, trebuie menționate și acestea și trebuie explicat foarte clar că vorba glumei, nimeni n-a inventat apa caldă la Iași legat de termoficarea centralizată, pur și simplu e o abordare de bun simț pas cu pas care a pornit de la, și o să vă surprindă poate, de la acel sondaj de opinie pe care noi l-am făcut în 2013, da, despre care am avut ocazia să vorbim la dumneavoastră, pe două eșantioane. Așa ni s-a părut important la momentul respectiv. Pe de-o parte, de la clienții noștri actuali, am vrut să aflăm ce așteptări au de la noi și ce nemulțumiri au, din toate punctele de vedere, dar poate și mai important, de la cei care în trecut, acum 5-6 ani, s-au debranșat de la sistemul centralizat, am vrut să aflăm care sunt motivele pentru care au renunțat de la termoficarea centralizată și ce i-ar face să se întoarcă. Iar acest sondaj a dus la un plan de acțiuni care a avut 4-5 puncte, pentru că mai mult oricum nu s-ar fi putut, ar fi fost inutil să ne propunem, pentru a rezolva fiecare din aceste motive de nemulțumire sau dorințe de îmbunătățire pe care le-am primit ca răspuns. Bineînțeles, principala nemulțumire, faptul că se pornea căldura prea târziu, este normal și asta, așa cum am discutat, sunt am rezolvat. Cred că sunt două aspecte. Unul este cel legat de preț. De multe ori se vorbea că nu este prea preț, ci mare de în comparație pe care cu calitate. Costuri pe care le găsesc pe lista de întreținere. Cred că mai degrabă la asta s-au referit. Desigur, poate fi și această o explicație. Dar oricum, oamenii se plâng de costurile mari pe care le suportă, sau se plângeau cel puțin, acesta e un aspect. Iar celălalt, de aceea am întrebat de preț, cum este, dacă va fi așa cum e trecut în contract. Și celălalt este legat de calitatea serviciilor. Iar la calitatea serviciilor, aici probabil intervine ceea ce ați și spus parțial în legătură cu investițiile pe care le-ați făcut în infrastructură. Exact, este al doilea motiv de nemulțumire din cele patru de care vorbeam mai devreme, calitatea și continuitatea furnizării apei calde și a căldurii. Vorbeam despre cele avarii care existau pe vremuri și despre faptul că în ultimii 3 ani, sigur, pe de o parte, primăria a derulat și derulează în continuare proiectul european de anvergură în valoare de 54 de milioane de euro, care, printre alte lucrări, a cuprins și înlocuirea 11 km din magistrala 2 de termoficare, mai ales în zona centrală, dar noi avem obligație prin contract pentru primii 3 ani de concesiune să investim 27,7 milioane de lei. La 31 ați decembrie 2015, investițiile noastre vor depăși cu mult 28 de milioane de lei. Este important, pe de-o parte, fiindcă am știut exact unde să investim. În momentul în care am făcut probele de presiune pe rețele la ieșirea din sezoanele de încălzire, am identificat punctele slabe și exact acolo s-au înlocuit în total 13 km de rețele primare și secundare. Pe de altă parte, fiindcă vorbeam de calitatea furnizării, temperatura apei calde la robinet a fost o problemă în unele zone, acolo unde rețelele erau mai vechi și unde nu s-a făcut o întreținere mai periodică. Mai este din punctul dumneavoastră de vedere, din ce primiți de la... Să știți că, spre surprinderea noastră, reclamațiile legate de temperatura apei calde s-au împuținat foarte mult. Sigur, am introdus 2,2 km de conducte de recirculare a apei calde de la punctele termice la baza blocurilor și am realizat instalații interioare de recirculare a apei calde de la subsol până la ultimul etaj, la punctul termic și înapoi, care recirculă apa caldă ca să-i păstreze o temperatură constantă la robinet în peste 30 de scări de bloc din Iași. Această problemă nu se poate elimina peste noapte, pentru că la momentul în care au fost date în folosință blocurile din Iași acum 40-50 de ani, au fost proiectate cu instalații interioare de apă caldă neizolate și mai ales în momentele de peste dimineață și după amiază, când nu sunt locatari acasă și nu consumă apă caldă, deși noi furnizăm la contorul de branșament, acolo unde contractual avem responsabilitatea să asigurăm temperatura, furnizăm serviciul de calitate, din cauza stării precare a instalațiilor interioare, temperatura scade și apar diferite probleme. Important este că există soluții și mare parte din aceste probleme au fost deja rezolvate și vor continua să fie rezolvate. Iar vorbeați de costurile energiei termice și la fel îmi amintesc anii 2010-2011, chiar 2012, reportaje în mass media, inclusiv naționale, despre acele costuri enorme pe listele de întreținere la căldură la Iași. Da, ne amintim și chiar la dumneavoastră am avut ocazia să discutăm despre modul incorrect în care unele asociații de proprietari din Iași, prin administratori sau firmele de administrare, împărțeau factura pe care o primeau de la operatorul de termoficare și pentru
pentru noi, anul 2014 a fost un an de turnură, pentru că, având sprijinul autorității de reglementare în servicii publice, ANRSC, primăria Iași a derulat o acțiune prin care peste 1000 de familii și-au primit înapoi banii cu care fuseseră încărcate incorrect, ilegal, pe lista de întreținere de administratori. Nu întotdeauna din rea credință făceau respectivele greșeli, ci și din neștiință. Și s-a constatat o lipsă de informare a administratorilor și de educare în ceea ce privește modul în care trebuie împărțită factura. Se împărțeau conform unui obicei sau unei tradiții din interiorul asociației. Așa cum se pomenise. Asta este răspunsul pe care îl primeam cel mai des. Și nu conform legislației. Exact. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că aș vrea să trec la proiectele despre care... Ați spus de proiecte pe fonduri europene. S-a anunțat la un moment dat un proiect, cel din Copou, dar mai sunt câteva la care ați anunțat pe parcurs că se lucrează. Așa este, în momentul de față sunt în curs de finalizare lucrările pe proiectul inițial, pe programul operațional sectorial mediu, în valoare de 54 de milioane de euro. În calitatea sa de proprietar al sistemului centralizat de termoficare, primăria Iași a fost obligată să realizeze aceste investiții pentru ca centralele de producție de aici din Iași, Cetudor și de la Holboca să respecte standardele de mediu privind emisiile poluante, care intră în vigoare în anul 2016 în toate țările Uniunii Europene. Și dacă vorbim despre Cetudor, aici au fost reabilitate și modernizate ambele cazane de apă fierbinte, în așa fel încât cantitatea de gaze naturale consumată să fie exact cea necesară pentru ca noi să furnizăm între aprilie și octombrie apă caldă către oraș, dar în limite ale emisiilor poluante, așa cum cere Uniunea Europeană, iar monitorizarea acestor emisii se face permanent online, iar lucrările de mare anvergură au fost și sunt în continuare derulate la centrala de la Holboca. Pe de o parte, acum un an și ceva s-a finalizat instalația de captare în stare uscată a zgurii și cenușii, în așa fel încât această parte să fie rezolvată. În momentul de față sunt în curs de finalizare și de recepționare lucrările pentru instalația de denoxare, în așa fel încât emisiile de oxid de azot să fie în limitele admise de Uniunea Europeană. Și anul viitor, în martie, se va finaliza cea mai mare lucrare, de cea mai mare anvergură, cea de a instalației de desulfurare, în așa fel încât dioxidul de sulf la fel să respecte standardele Uniunii Europene. Și fiindcă e vorba de, până la urmă, de atragerea de fonduri europene, este important de menționat că absolut toate lucrările derulate de municipiul Iași, sigur, cu suportul de echipei noastre tehnice care a asigurat asistență echipei de management în cadrul primăriei, toate aceste lucrări s-au terminat cu câteva luni de zile, iar magistrala 2 chiar cu 6 luni de zile, mai devreme decât termenul contractual. E un lucru bun de știut pentru că, până la urmă, un parteneriat între o autoritate publică ce are o echipă de management eficientă și un operator care, la fel, funcționează pe bază de indicatori de performanță, de rezultate foarte bune. Și vă pot spune cu bucurie că în următoarele zile, sperăm noi în maxim 2 săptămâni, municipiul Iași va depune prima aplicație pentru finanțare pe cadrul financiar 2014-2020 pe programul operațional de infrastructură mare, o aplicație în valoare de 25 de milioane de euro, la care lucrăm împreună cu primăria și cu firma de consultanță desemnată de Ministerul Fondurilor Europene încă de astă vară. E vorba de înlocuirea 25 de kilometri de magistrale de termoficare și 50 de kilometri de rețele secundare. Iașul va fi primul oraș care va depune o aplicație pe cadrul financiar 2014-2020 și nu vă ascund faptul că pentru noi reprezintă un motiv de mândrie de 2 ori. Sigur, faptul că anticipat lansarea acestei linii de finanțare și suntem gata cu proiectul înainte ca ghidul solicitantului să fie aprobat, este în curs de finalizare aprobarea, dar cred că un motiv de bucurie și mai mare este încrederea pe care experții Comisiei Europene, cei de la Jaspers, o acordă sistemului de termoficare din Iași. Sigur, există tot felul de criterii tehnice pe care orice aplicație, orice proiect trebuie să le respecte, dar pentru cei de la Jaspers, cei de la Comisia Europeană, 2 criterii sunt vitale. Eficiența pe care o au investițiile făcute, pe de o parte, de autoritatea locală, proprietarea sistemului și de operatorul de termoficare, și aici am demonstrat împreună că se poate face performanță, dar și mai important, consolidarea portofoliului de clienți și creșterea numărului de clienți în sistemul centralizat. Iar aceste 2 elemente au convins Comisia că sistemul centralizat de termoficare din Iași are un mare viitor. Fără clienți nu ar mai fi eficient. Sigur. E scump? Ați spus 25 de milioane de euro pentru schimbarea 25 de kilometri de magistrală și 50 de... Deci un
1 milion de euro pentru 1 kilometru de magistrală și 2 kilometri de rețea secundară. Sigur, nu, sunt costuri... Sigur, e o aritmetică foarte simplistă. Sunt costuri ce cuprind partea de proiectare, avizele, autorizațiile pe care trebuie să le ia firma care va fi desemnată de primărie în urma licitației, partea, sigur, de consultanță tehnică, fiindcă orice proiect derulat cu finanțarea europeană trebuie să aibă o viză, cum se spune așa, de corectitudine din partea consultanților desemnați în acest sens, iar depinde de la caz la caz, există zone unde conductele existente se află carosabil, există zone unde e mai simplă această operațiune tehnică de săpare și de introducerea noilor conducte. Toate, bineînțeles, vor fi preizolate cu un grad de transfer termic foarte mic, în așa fel încât durata de viață să fie de cel puțin 50 de ani. Și pierderile de energie... Sigur, reduse la minim. Reduse. Chiar voiam să vă întreb, ați amintit acest proiect la care s-a lucrat, e gata, spuneți, și alte priorități pentru exercițiul financiar care stă să înceapă? Încă o aplicație. Sau se așteaptă ghidurile? Liniile mari ale ghidului sunt deja cunoscute. Acesta a fost lansat în dezbatere publică în luna septembrie. Împreună cu colegii din primărie, noi am transmis Ministerului Fondurilor Europene observațiile noastre, propunerile noastre. Avem în pregătire, după ce va fi aprobată această aplicație, validată final de minister, de 25 de milioane de euro, încă o aplicație de 15 milioane de euro, tot în rețelele primare și secundare. Sigur, ordinea, aceste porțiuni de rețele au fost alese în funcție de ordinea de prioritate pe care am stabilită împreună cu experții Ministerului în funcție de rezultatele concrete pe care le-am obținut pe porțiunile respective de rețele în ultimii 3 ani. Era un principiu, se mai respectă acest principiu legat de investiții, de priorități, și anume prioritare erau investițiile, prioritare la un moment dat erau prioritare investițiile care începeau dinspre consumator înspre centrală. Da, în mod normal aveți perfectă dreptate. Lanțul privind eficiența unui sistem de termoficare vine de la consumator care trebuie să facă economii de energie prin toate mijloacele posibile și aici vorbim despre reabilitarea energetică, nu termică, nu anvelopare. Reabilitarea energetică a blocurilor de locuit se continuă sigur pe rețele și la final se redimensionează echipamentele de producție în așa fel încât să furnizeze exact cantitatea de căldură pe care o cere orașul, o cer clienții. Haideți să explicăm ce înseamnă reabilitarea. Știi, în cadrul la clienți. Când la se blocuri. Vorbește despre reabilitare termică, în mod clasic, marea majoritate dintre noi considerăm că e vorba de acel polistiren pus pe fațadă și înlocuirea ferestrelor. Dar se uită că se pierde foarte multă căldură la ușa de la intrare, pe acoperiș, la subsol și în toate spațiile care, poate la o primă vedere, înainte de realizarea unui audit energetic preliminar, nu sunt luate în considerare. Dar orice anvelopare pe exterior, orice înlocuire de ferestre nu are cum să fie eficientă atât timp cât instalațiile din bloc, instalațiile interioare de apă caldă și căldură sunt aceleași de 40-50 de exact ani. Nu au fost înlocuite niciodată și este evident că oricât de bine anvelopat ar fi blocul, dacă ele nu funcționează corect, nu se poate ajunge la acel procent de economii pe care îl pomenește toată lumea. Veți consuma cu 50% mai puțină căldură dacă anvelopați blocul. Da, dar nu cu instalațiile vechi de 40-50 de ani. Și aici venim la poate principalul motiv de nemulțumire al ieșenilor acum câțiva ani de zile, așa cum spuneam, la care am ajuns în urma acelui sondaj de opinie, faptul că nu se simțeau independenți față de vecini. Nici când vine vorba de momentul în care își porneau căldura, nici când vine vorba de vecinii care au probleme cu plata întreținerii și cu care asociația nu reușește să ajungă la o soluție prin dialog. Și tocmai de aceea, în această toamnă, după câteva luni de zile de muncă asiduă cu firmele, cu tehnicieni, cu societățile cu care colaborăm, am lansat oficial proiectul de contorizare individuală în sistem centralizat cu 2 soluții tehnice, unul un pic mai complex pe care vom începe să-l executăm în următoarele săptămâni în 2 din blocurile din zona Decebal din oraș, cu modul termic de apartament, dar foarte important, cu eliminarea completă a coloanelor verticale ce traversează apartamentele de când s-a construit blocul, cu coloanele de încălzire care merg pe casa scării și se ajunge la fiecare apartament, la intrarea în apartament, la
ușă, va exista contor de energie termică, ce va măsura gigacalorii, nu unități care ulterior să fie nevoie să fie transformate în lei, contor care va permite până la urmă fiecare locatar să-și pornească încălzirea când dorește, să vadă în fiecare moment ce consum are, în interiorul apartamentului să își regleze temperatura în fiecare cameră în funcție de confortul pe care îl dorește și de puterea financiară pe care o are. Aici vorbim despre o reparație capitală, practic, a instalațiilor de energie termică, de apă caldă și căldură din bloc. Și la fel de important, în momentul în care există probleme cu răuplatnice, asociația de proprietari poate asista furnizarea doar la cele 2, 3, 4 apartamente care le creează probleme, fără ca ceilalți vecini să fie afectați de aceste situații. Vorbesc despre gradul de independență față de vecini. Oricum, este limitat faptul că se locuiește într-un bloc, în condominiu, oricum nu oferă foarte multă independență. Sunt, până la urmă, și pereți ai apartamentelor care sunt comuni și nu poate fi foarte mare, foarte mare independența. Atunci când există instalații pe casa scării și contor la fiecare ușă, din punct de vedere al energiei termice, nimeni nu mai depinde de nimeni. Al energiei termice, sigur. Da. Mă refeream, întăream ce spuneați dumneavoastră, da, legat știți de cei cum... care spun că e mai bine mai sau vorbit... sunt independent dacă îmi pun central. Am mai vorbit la dumneavoastră despre, până la urmă, această disciplină care, din păcate, la noi încă nu există în ceea ce privește traiul în condominiu. Și unul din invitații dumneavoastră de la emisiunea respectivă vorbea despre faptul că în multe țări există o lege a condominiului care... cred eu, este extrem de utilă și în România, prin care fiecare locatar într-un bloc sau într-o casă care are mai multe apartamente să fie perfect conștient de ce drepturi are și mai ales de ce obligații are, atât față de vecini, cât și față de furnizorii de utilități și de asociații de proprietari în general. Rebranșări. Ați amintit de acestea și prin proiectul despre care spuneți în urmă cu un minut. În același timp, să știți că cele mai interesante rebranșări le-am realizat chiar recent în blocurile unde derulăm acest proiect de contorizare individuală, în blocuri din zona Decebal, unde am finalizat deja prima astfel de lucrare. Primul proiect. 20 de apartamente există în bloc, 12 dintre ele până acum aveau centrală de apartament, 10 din cei 12 locatari au ales să revină la sistemul centralizat. Pe cei doi cu siguranță îi vom convinge peste iarnă, când vor vedea la vecinilor faptul că li se furnizează în sistem central servicii de calitate și plătesc mai puțin decât plăteau înainte când aveau centrală, iar cei 8 care erau clienții noștri, bineînțeles, și-au modificat instalațiile și au montat aceste contoare individuale. La celelalte două blocuri unde vom avea soluția tehnică ce cuprinde modul termic individual, care este o cutiuță mai mică decât o centrală individuală, fiindcă asta am și solicitat firmei cu care am colaborat să creeze un echipament cât se poate de compact și de eficient. Să ocupe spațiu acolo mai mult de jumătate din locatari până în momentul de față aveau centrală individuală și toți au fost de acord cu cuprinderea lor în acest proiect, cu realizarea acestor lucrări și avem neașteptat pentru noi 7 solicitări de la asociații de proprietari care au participat la lansarea acestui proiect pe care am făcut-o la Târgul de Inventică de la Universitatea Tehnică pe la sfârșitul lunii octombrie și la câteva zile după acest eveniment au mers să vadă cu ochii lor cum arată instalațiile în blocul ce acesta pe care l-am finalizat și în săptămâna următoare am primit 5-6 cereri după ce oamenii au văzut cu ochii lor ce înseamnă să înlocuiești complet instalațiile de apă caldă și căldură dintr-un bloc, acordând independență 100% locatarilor. Este sau sunt rebranșările o prioritate? Arătați că sunt aproximativ 500 de rebranșări. Cârcotașii ar spune, deși e o veste bună pentru dumneavoastră, pentru sistemul centralizat, cârcotașii ar spune, sunt puține. Erau ani în care se debranșau 7.000 de apartamente. Sigur. Da, la scară largă sunt puține. Numai că, haideți să ne gândim exact cum spuneți, la anii 2009-2010, când plecau din sistem 5-6.000 de ieșeni, din motivele pe care le-am precizat mai devreme. Se pornea căldura târziu, apăreau avarii, stăteau zile întregi fără apă caldă și căldură. Încet, încet, cei care s-au deconectat în trecut vor vedea și vor fi din ce în ce mai convinși, dar asta la modul concret văzând la vecinilor, discutând cu colegi sau cu prieteni, că nu mai există avarii, că nu mai există întârzieri în pornirea căldurii, că există acest proiect, această soluție tehnică pe care o propunem de contorizare individuală în așa fel încât să aibă toată independența posibilă. Costurile, așa cum am văzut, nu s-au schimbat de 4 ani de zile încoace. Acele disfuncționalități în modul în care unele asociații de proprietari repartizau costurile
costurile cu încălzirea. Nu s-au încheiat de tot. Cu siguranță mai există niște cazuri, dar le vom rezolva împreună cu ANRSC și cu primăria treptat, pentru că trebuie să dispară și trebuie ca toată lumea să înțeleagă că legea trebuie respectată în totalitate și mai ales foarte mulți încep din ce în ce mai mult să devină conștienți, pe de o parte de faptul că o centrală individuală poluează vecinii, poluează condominiul, dar mai ales reprezintă o mare sursă de risc. Mă uitam la niște fotografii pe care colegii din alt oraș mi le-au trimis cu blocuri de locuințe din Baia Mare, unde sistemul centralizat a dispărut acum peste 10 ani de zile, pentru că așa au hotărât autoritatea locală, unde, din păcate, din motive financiare și din tot felul de alte cauze, locatarii folosesc orice sursă de încălzire pe care o pot avea în apartamente. Și aici vorbim de la centrale individuale pe gaz, până la clasicele godine pe care nu le întâlnim decât în mediul rural, acolo unde nu există altă soluție. Este tragic să vezi fațadele blocurilor care sunt până la urmă distruse de tot felul de coșuri de fum, fumul ăla trebuie să iasă pe undeva, și vezi tot felul de punctulețe negre pe blocurile din Baia Mare. Și pe mine ce mă șochează cel mai tare este riscul la care se expun acei locatari, pentru că ilustrativ. O instalație individuală care funcționează pe gaze naturale, dacă nu este reparată cum trebuie, dacă nu se fac verificările și nu se face mentenanța periodică așa cum cere legea, nu doar pe hârtie, ci la modul concret, poate duce la scurgeri de gaze, la asfixieri și, cum am văzut din păcate în ultimii ani, chiar la explozii. Avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție pentru acest dialog. O ultimă întrebare, aș vrea un răspuns scurt. În luna noiembrie, până acum, în prima jumătate, am avut temperaturi neobișnuit de calde pentru această perioadă. Am spus la început că ați început furnizarea energiei termice în octombrie, pe 6 octombrie, dacă rețin exact. Ce s-a întâmplat în aceste zile în care a fost cald? Ziua a fost cald. Așa este, am avut o perioadă de cam 10 zile, când după 10-11 dimineața temperaturile creșteau, însă toate punctele și modulele termice exploatate de Veolia la Iași funcționează în mod automat. Noi nu furnizăm încălzire decât în momentul în care temperatura exterioară scade sub 14,5 grade. Fiecare punct termic are un senzor de temperatură exterioară. În momentul în care temperatura crește peste 14 grade, încălzirea se oprește automat. Când temperatura scade sub această valoare, se reia furnizarea, iar temperatura pe care o furnizăm către clienții noștri este adaptată în funcție de temperatura exterioară. Mulțumesc foarte mult pentru detalii, pentru prezență. Ana Marie Cătoiu, director comercial și de comunicare Veolia Energie Iași. Luăm o scurtă pauză, revenim la Vocile Iașului, așa cum aminteam, cu o discuție despre transportul public în comun și, de asemenea, despre traficul din municipiul Iași. Continuăm emisiunea Vocile Iașului, discutăm despre managementul traficului. Am văzut săptămâna trecută aglomerații pe care nu le-am mai văzut atât de recent în municipiul Iași. Toate aceste aglomerații au fost cauzate de probe la noile semafoare, noul sistem de management care urmează să fie până la urmă cumva funcțional, sau trebuie să fie făcut funcțional, să intre în vigoare tot acest sistem pus în practică de aceste semafoare. Și discutăm și despre transportul public în comun, sigur, face parte din trafic, și despre problemele pe care le au ieșenii cu acest serviciu, de multe ori identificat drept serviciul care creează cele mai multe probleme pentru locuitorii municipiului Iași. Discutăm împreună cu Andrei Postolache, expert IT, președinte al grupului de inițiativă pentru Iași. Bună seara, bine ați revenit la Vocile Iași. Vă propun să urmărim un scurt material legat de haosul provocat sau de ambuteiajele din trafic de săptămâna trecută. Este un material realizat de colegii de la Departamentul Știri de săptămâna trecută. Așa s-a circulat dimineața în municipiul Iași. Șoferii au mers bară la bară și au stat și câte o oră ca să traverseze o distanță pe care de regulă o parcurgeau în câteva minute. Traficul a fost dat peste cap de noul sistem de management al traficului pe care autoritățile îl testează zilele acestea. Până aici 50 minute. O distanță de?
cred să fie jumătate de kilometru maxim. Se pare că s-a mai fluidizat traficul de când cu semafoarele astea noi? Nu, nu, deloc, mai tare încurcă. E mult mai greu cu ele. E foarte, circulă bară la bară. Am sperat să fie mai fluidizat traficul, dar văd că e mai rău decât înainte. Prin proiectul realizat în mare parte cu banii europeni, în oraș au fost instalate 1200 de semafoare inteligente dotate cu camere de luat vederi conectate la un centru de comandă, de unde polițiștii locali au sarcina de a modifica durata de așteptare în funcție de cât de aglomerat este traficul. Probele demonstrează deocamdată că sistemul este ineficient. El oricum a fost privit de la început ca un experiment, adică nimeni nu a putut să garanteze de la început că el va funcționa și cu toate astea s-au investit 90 de milioane de lei. Șefii primăriei din Iași cunosc situația, dar dau asigurări că lucrurile se vor rezolva până la sfârșitul anului, când proiectul ar trebui pus în funcțiune. În momentul de față nu este niciuna dintre intersecții bătută în cuie, ca să spun, ci pur și simplu se va adapta la necesitățile de trafic. E un subiect destul de sensibil în contextul pe care îl știm cu toții. La unele dintre ele chiar eu mi-am arătat, să spunem, opoziția și au și fost modificate. Modul în care a fost implementat proiectul finanțat cu bani europeni este cercetat și de procurorii anticorupție. De altfel, primarul suspendat al Iașului, Gheorghe Nichita, a fost arestat preventiv pentru că ar fi cerut mită 10% din valoarea totală a acestui proiect de la patronul grupului UTI, Tiberiu Urdăreanu, cel care a obținut contractul pentru fluidizarea traficului din oraș. Am urmărit un material realizat, vă spuneam, în cursul săptămânii trecute de colegii de la Departamentul Știri, Digi24 Iași, cu ceea ce se întâmplă în acest proiect, managementul traficului. Deci un proiect care era menit să fluidizeze circulația. Discutăm cu Andrei Păstolache, expert IT. Acest proiect are o componentă IT foarte importantă, din exterior cel puțin, pentru că nu avem chiar toate datele, ce s-a întâmplat acolo. O analiză, o microanaliză, ce s-ar fi putut întâmpla de lucrurile stăteau cel puțin în acele zile mai rău decât înainte. Dintr-un anumit punct de vedere, un sistem de genul ăsta te aștepți să dureze până ce începe să producă rezultate. El se bazează pe faptul că, ca să folosesc cuvântul ăsta, învață în timp care sunt fluxurile, care sunt densitățile, la ce ora zilei se întâmplă ce trafic, în ce direcție. Însă, asta nu înseamnă neapărat că problemele astea nu pot fi evitate. Ține și de modul de implementare, de cum este pus în practică, de cum este controlată această implementare a sa. Acest aspect al traficului, al traficului îngreunat, am văzut 50 de minute, mai puțin de un kilometru, afectează automat și transportul în comun. Ori, sunt... E un principiu. Foarte mulți oameni spun trebuie să avem la dispoziție un trafic în comun foarte bine pus la punct, astfel încât mulți oameni care altfel ar folosi automobil propriu să renunțe la automobil și să meargă cu tramvai, cu troleibuz, cu depinde cu ce este dotat un oraș. La noi este vorba despre autobuze și tramvai. Ori acest lucru se întâmplă mai greu dacă este un astfel de trafic. Corect. Eu cred că e nevoie de o schimbare de gândire și mai profundă de atât. Și când ne gândim la mobilitatea urbană, la transportul urban, trebuie să trecem de la gândirea asta sistemică, inginerească, ale arterelor, fluxurilor, traficului, la o gândire despre calitatea vieții. Avem oameni în orașul ăsta, unii mai bătrâni, unii mai tineri, unii adică cu mașină. Adică să plecăm de la alte premise. Da, da. Scopul a tuturor componentelor unui sistem de mobilitate urbană este să ne facă viața mai bună. Și celor care au mașină, și celor care nu au mașină, și celor care sunt tineri, și celor care sunt bătrâni, și celor care au mulți bani, și cei care au puțin bani, toți trebuie să ajungem din stânga în dreapta ca să trăim, ca să ne facem treburile. Și dacă privim holistic lucrul ăsta și ne gândim ce avem la dispoziție, avem trei mari opțiuni întotdeauna. Poți să mergi sau să iei bicicleta, poți să iei mijloace de transport în comun sau poți să iei mașina personală, dacă exact. O ai. Exact. În România, în general, nu numai în Iași, în Iași poate mai mult decât în alte orașe, așa de rău e transportul în comun, încât, în principiu, dacă ai mașină, aproape niciodată nu-l folosești. E un fel de variantă a celor care nu și-au permis o mașină. Nu ar trebui să fie așa, nu ar trebui să fie așa, transportul în comun trebuie să fie destul de bun, destul de confortabil, destul de optim, încât să vrei să-l folosești. Chiar dacă ai mașină. Încât, exact, încât să spui am mașină, dar parcă e mai simplu. Exact.
autobuzul, ajung foarte repede, Repede, ieftin, e curat, e frumos, să-mi iau mașina, nu știu, când mă duc la magazin sâmbătă să fac cumpărăturile, că am multe sacoșe de cărat. Sau când ești în weekend din oraș. Exact, exact. Și atunci traficul s-ar, dacă privim strategic lucrurile, un sistem de genul ăsta de management inteligent al traficului, chiar dacă va ajunge cândva să funcționeze cum trebuie, ce va face? Nu știu, cu 10-20% va fi mai repede, dar imediat apar mai multe mașini. 17-20% estimarea oficială compensăm din proiect. 17-20%. Pentru un preț de 70 milioane de lei fără TVA. Pe când dacă convingi 5% din oamenii care acum își folosesc mașina să folosească transportul în comun, îmbunătățești mult mai mult traficul pentru bani mai puțin și cu multiple alte beneficii auxiliare. Care pare să fie soluție? Pare un cerc vicios, adică avem trafic dificil, în traficul dificil, ca să convingem oamenii să ia autobuzul, trebuie ca autobuzul să meargă bine. Da. Cum merge autobuzul bine în trafic dificil? Acesta ar fi cercul. Da, ar trebui, sunt mai multe motive care îi conving pe oameni să ia autobuzul. Ține și de cât de bun e autobuzul ăla, de cât de curat e, dar cred că ne putem pune de acord că cel mai important e ca să vină la timp și să te ducă la timp în partea aia. Și dacă el e pierdut în trafic, nu va putea face lucrul ăsta. Și aici, sigur, vorbim de probabil pe arterele principale, cam singura soluție de benzi speciale pentru autobuze. Noi am avut o tentativă cândva pe independență, dar nu a fost luat în serios. S-a tras o dungă și n-a fost și nu respecta nimeni impusă de către poliția locală, nu a stat nimeni să se uite, să verifice și nu a funcționat. Dar sunt orașe în România de mărimi similare care au lucrul ăsta pe arterele principale și funcționează. Și atunci te sui în autobuz și mergi de 2-3 ori mai repede decât coloana de mașini de lângă tine și simți că ai câștigat ceva luând autobuzul. Am mai auzit idei. De exemplu, montarea unor senzori pe fiecare mijloc de transport în comun. Smartphone-urile sunt ceva uzual aproape, astfel încât cu aplicație să afle foarte, foarte repede unde este autobuzul, cam în cât timp ajunge în stație, mai stau sau nu mai stau, astfel încât timpii aceștia de așteptare să fie ceva foarte cunoscut măcar, da, și nu neapărat necunoscut, că devine și mai, și mai iritant. Da, dar e o idee foarte bună. Aceste lucruri? Este foarte realizabilă și nu cu costuri mari, adică nu vorbim de milioane, vorbim de câteva zeci, sute de mii de euro, probabil, dacă ne gândim la tot parcul de autobuze și tramvaie care le avem noi. Eu am, prin coincidență, acum câteva zile vorbeam cu fratele meu care trăiește într-un oraș undeva în Anglia și are așa aplicația și el stă în casă, se uită pe telefon și când autobuzul la 3 minute dincolo de colț, îl coboară, că știe cât face până la stație. Se sună autobuz și își vede de treabă. Fără să aștepți, fără să te stresezi, fără să... Foarte simplu. Pare foarte simplu. De ce totuși e atât de complicat? Eu cred că e o problemă de strategie. Dacă ne uităm, nici n-ar spune măcar că e o problemă de bani. Dacă strategia ne uităm la, cu municipalității. Municipalității, sigur că da. Dacă ne uităm la ce am văzut mai înainte, sistemul ăsta de trafic inteligent, în septembrie, numai în septembrie s-a împrumutat primăria de la Ministerul Finanțelor cu 30 de milioane de lei. Exact. Consiliul Local a aprobat acest împrumut pentru a finanța acest pentru a termina acest proiect, pentru că nu putea fi terminat din fondurile europene, care erau suspendate din cauza anchetei DNA-ului. Exact. Vorbim de niște cifre care totuși se pare că ne sunt la dispoziție. Cu 30 de milioane cumperi 50 de autobuze noi și le și notezi cu sistemul ăsta. Deci nu știu dacă e neapărat o problemă de bani în sensul fundamental al cuvântului, că nu avem bani. Singura investiție în transportul în comun din anul ăsta a fost la 1,70 ceva de milioane de lei și aparent dublată prin ceva măsuri de urgență la 3 milioane de lei pentru a cumpăra câteva autobuze second hand noi, nu-i foarte clar, e ceva confuzie acolo. E o problemă de priorități, unde investești și ce vrei să obții. Care ar fi prioritatea din punctul dumneavoastră de vedere? De unde se pleacă? Trebuie să spunem, să ia decizia, bună, regândim tot. De unde se pleacă? Cum se pleacă? Se pleacă de la nevoile oamenilor și începi să te gândești cum faci ca să ajungi de la A la B eficient, în siguranță, cu confort, fără stres, să-ți faci treaba și să... Calitatea vieții. Asta înseamnă calitatea vieții. Și asta înseamnă că avem nevoie de niște autobuze noi, înseamnă că probabil trebuie să regândim niște trasee, niște rute, niște frecvențe, să ne adaptăm mai bine la unde sunt oamenii cu adevărat și ce au nevoie. Că și acum avem sindromul ăsta, anumite rute, în anumite momentele zilei, s-arhipline autobuzele și nu încape, puțin mai încolo, pe altă rută, zgoale. Nu sunt resursele folosite eficient. La fel cu fiecare sezon. De exemplu, vara e mult mai aerisit. Da. Pleacă studenții, nu mai aceeași aglomerație. Da.
trebuie poate regândit sau reanalizat. Lucruri care într-un fel se întâmplă, dar nu știu cât de simplu se întâmplă la regia de transport, în cazul în care doar se ajustează numărul de autobuze sau de tramvaie pe o linie. Sunt mai puține care ies la scară. Sigur că probabil poate fi făcut într-un mod foarte complicat lucrul ăsta, dar anumite lucruri pot fi făcut și foarte simplu. Dar dacă ne uităm la istoricul investițiilor în Iași, foarte puțin s-a investit în ultimii ani în transportul în comun. A fost ținut doar așa la linia de plutire, s-au mai cumpărat câteva autobuze second hand din când în când, care au fost aruncate în trafic, ca să zic așa, fără o strategie neapărat, fără o gândire, fără un plan despre cum vor fi ele folosite și cum vor afecta pozitiv mobilitatea în Iași. La autobuze am văzut, ne-ați explicat cum ar fi, ne-ați explicat ilustrativul exemplu din, din Anglia, din acel orășel din Anglia. La tramvaie pare ceva mai simplu. La tramvaie au linie, linia de tramvai nu trebuie să fie blocată, astfel încât ar fi mult mai simplu să ajungă la timp. Sigur că există acele situații în care se întâmplă accidente pe traseu și atunci se blochează mai multe tramvaie. Dar sunt relativ rare, alea situații excepționale. Noi avem un avantaj, avem liniile, avem sistemul ăsta de linii de tramvai în Iași, este bine că l-avem. Din două puncte de vedere. Unu, ecologic. Poluează sau nu poluează deloc în oraș, se poluează la sursă, să zicem, dar acolo putem lucra la generarea energiei, să generăm prin surse din ce în ce mai curate. Și avantajul ăsta, că fiind pe linie, pe mijlocul drumului, ar trebui să aibă un culoar mai liber, să se blocheze mai puțin în trafic. Exact. Și aici vorbim de situațiile în care nu se întâmplă locul ăsta, în care nu li se dă prioritate, în care se fac ambuteaje și vorbim de priorități, de a lua, nu știu, poliția locală care are atribuții de genul ăsta și a face o prioritate pentru ea acele lucruri care ne afectează calitatea vieții, care ne face să avem întâmplări neplăcute, să întârziem, să ajungem târziu, să fim stresați zi de zi, că alea contează. Și dacă te concentrezi pe lucrurile astea și o perioadă și dai niște exemple, la un moment dat vom rezolva și problema asta. S-au investit, de exemplu, s-au văzut remodificări ale stațiilor de tramvai, de autobuz. Și au fost periodic acest lucru, au făcut periodic acest lucru. E o soluție sau este doar mai curând neapărat o soluție? Se investește puțin în confortul celor care așteaptă și cam atât. Este important și acest aspect, stațiile. Cum vi se pare că este informatizată o asemenea stație? Cât de bine știe cineva ce autobuze, tramvaie circulă pe acolo, pe la ce ore și așa mai departe. Nu, aici nu cred că e bine deloc. Adică asta e una din principalele probleme, că așa cum le avem autobuzele astea, că sunt vechi, că n-au aer condiționat, bine, acum mai frig, nu ne mai interesează, o să ne intereseze din nou la vară și tramvaiele, totuși principala problemă fundamentală e că te duci în stație și nu știi. Ar trebui, în teorie, să vină la X minute, dar în practică uneori vine la de două ori mai mult sau vine plin. Și dacă n-ai siguranța asta, nici nu poți să te bazezi pe ele și dacă nu te bazezi pe ele când trebuie să fii undeva la o oră fixă, că ai promis că ești acolo, înseamnă că nu le mai folosești și atunci ajungi... Foarte des am auzit argumentul sensurilor unice care ar fluidiza foarte ușor. În schimb, în urmă cu ceva ani, 6-7 ani, nu mai rețin exact, a fost o asemenea încercare și rezultatul a fost mai grav decât cel pe care l-am văzut în materialul difuzat la începutul acestei discuții. Din ce știu despre încercarea aia, s-a contractat o firmă din București să facă un plan de sensuri unice în Iași. Nu e o problemă în sine că e firmă din București, numai că de așa natură s-a făcut treaba, din ce am auzit n-a venit nimeni în Iași să vadă. Și s-a uitat pe o hartă, a văzut niște străduțe și au zis aici, direcționăm de pe strada aia, pe strada aia. Ei nici știind că străduța aia are 1,5 metri lățime sau ceva. Și fără a veni efectiv pe teren și a te gândi și a-și folosi experiența și a analiza cum trebuie problema, sigur că ajungi mai rău de unde ai plecat. S-a renunțat după câteva ore. S-a renunțat, a fost o chestie ciudată, nici nu știam dacă e ceva serios, e un fel de experiment artistic în momentul ăla. Dar sensurile unice sunt o soluție dovedită în multiple orașe din România și din Europa și de peste tot. Când sunt făcute bine, ajută la fluidizarea traficului. Dar renunțăm prea repede? Am văzut și acum cu sistemul de management că s-a spus nu mai facem nicio probă pentru că blocam traficul și atunci renunțăm de tot. Fără să lăsăm sau fără să încercăm să informăm eventual cu mult timp înainte ce, cum și unde. Exact, să informăm nu doar presa eventual, ci să informăm bine cât mai mulți șoferi eventual despre acest lucru și să vedem
practic cum funcționează după o perioadă când probabil nu funcționează în primele ore. Corect. Exact aici e problema, pentru că lucrurile nu sunt planificate bine, nu sunt făcute temeinic, nu există comunicare, nu există consultare și le faci așa într-o grabă, într-un hey-rup și când aproape inevitabil nu funcționează, nici nu ai de ales decât să dai înapoi, că nu are nimeni răbdare să vorbească cu tine. Dacă proiectele astea ar fi gândite, ar fi planificate, ar fi comunicate, ar fi informată lumea, poate și lumea ar avea puțină răbdare la început să zice că mai sunt probleme pe aici, pe acolo, știind că unde vrem să ajungem și care sunt beneficiile pe care vrem să le obținem, știind că s-a meritat proiectul și așa mai departe. Acum e foarte greu să ai simpatie pentru un proiect de genul ăsta când e bănuit de fapte de corupție, când e atât de scump și peste toate astea nici nu funcționează. Când am văzut cum funcționează. Atunci, de unde sunt mai bunăvoința și răbdarea șoferilor, celor din trafic? Și atunci faci ce poți, reacționezi și tu și fugi în toate direcțiile și... Dar astfel de, revin la poate la prima întrebare, astfel de sistem de management al traficului poate funcționa așa cum este gândit să funcționeze, adică atunci când se blochează o arteră, sistemul vede cei cu camere, video și așa mai departe și încearcă să redirecționeze traficul. Poate funcționa atâta timp cât noi totuși în Iași avem puține rute alternative serioase, mai mari. Da. Asta, beneficiile teoretice sunt foarte multe și foarte bune, dar Iași totuși în oraș mărișor, dar nu atât de mare. Și, cum să zic, noi nu aveam cu adevărat o problemă în trafic. Adică al traversai de la un capăt la altul în 30 de minute și majoritatea călătorilor erau mai puțin de atât. Aveam semaforele alea cu secunde care erau destul de ok, mai trebuiau ajustate, mai trebuiau aranjate, mai puneai un sens unic pe aici, pe acolo. În teorie sună foarte bine, în practică nu știu cât efectiv vom câștiga noi în, nu știu, în timp câștigat. Ca și călători sau un... În teorie sună 17, între 17 și 20% timp mai mici, în practică nu știu dacă vom vedea acest câștig. Am ajuns la finalul discuției noastre, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Andrei Postolache, pentru acest dialog, așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la ora 19. Vă urez o seară liniștită.